Cum vi s-a părut traseul? Ce ați văzut? Foarte frumos. De unde sunteți? Din București. Și ce ziceți de peisajul din Caraș? Cel mai frumos din toată țara. Prima dată când vin aici. Mai veniți? Prima dată. Cu traseul? Foarte frumos, excelent. Bună ziua, cum vi s-a părut traseul? Foarte frumos. Ce v-a plăcut mai mult? Viespile, da, astea sunt geniale. Fluturașul, fluturașul, merg cu el de la cascadă. Ia, ia să-l vedem, stai un pic. S-a pus acolo și a rămas? De la cascadă îl car. Spuneți-i cum vi s-a părut traseul. Spuneți-ne unde ne aflăm. Ne aflăm în Parcul Natural Chirenerei Beușnița, la ochiul Beiului. Și în spatele nostru este și cascada Beușnița, cascadele, salba de cascade a Beușniței. Există o legendă a cascadelor, ne spuneți și nouă? Aici se zice că în trecut a fost sub pașalăc turcesc și un bei care era responsabil cu această zonă s-a îndrăgostit de o păstoriță din partea locului. Iar pașa, tata, care e tot în grad în armata otomană, nu a fost de acord cu relația între fiul lui și această păstoriță care era foarte frumoasă și a trimis oameni să o omoare și când a venit beiul respectiv a găsit o moarte și în lupta cu ei și-a pierdut ochiul și din ochiul lui, așa se zice legenda, lăcrimează pentru că e un izbuc care din fundul lui iese toată apa care o vedeți aici și lăcrimează după această păstoriță și Beușnița. Probabil avem rezerve. Cascada Beușnița 30 de minute, asta e exagerat. A exagerat, cum? Nu, e dacă mergem târâși până sus. Dar acum... E invazie, dar nu din aia de care mușcă. Uitați, ăstea galbene, nu mușcă, nu știu. Anul ăsta n-a fost până anul ăsta, erau. Ce nu dezastru. Au fost până anul ăsta, nu au fost din ăstea. Dar eroi, eroi pur și simplu și pe pereți galben, numai cu seama galben. Și o mie de aia distruge mănâncă tot. Dar la noi încă nu are afară. Se poate călca de aici? Da, da, da. Da, fără frica asta. Acum are în jur de 4-20, dar când e ajunge și peste 6 metri. Așa se pare că e foarte, foarte mică, dar el e izbucul de jos izvorăș. Spuneți-mi, vă rog, ce minune avem în spate? Aici este ochiul Beiului care are o adâncime de în jur de 4,2 metri acum, dar când e primăvara, debitul mai mare ajunge și până la 5,5-6 metri. Temperatura apei este foarte constantă, 10 grade iarnă, 10 grade vara. Deși ni se pare vara că e foarte rece, ni se îngheață mâna în ea și iarna ni se pare că ni se încălzește mâna. De ce e așa de albastru? Din cauza limpezimii, ea e foarte adâncă și din cauza limpezimii, deși e și ochiul beiului, cum ni se și spune, albastru. Beiul avea ochii albaștri. Beiul avea probabil ochii albaștri. La Reșița cu cineva, n-am condus eu, conducea altcineva. Și chiar acolo, înainte de Lupac, a intrat o viespă. Cum vi se pare? Localnici. Cum arată lacul? Sunt mai localnici. Loc extraordinar. Probabil unici în țară. De unde sunteți? Din Timișoara. Ați venit special pentru lac? Da. Și pentru oamenii buni de aici, care caracterizează locul. Este... un peisaj extraordinar cu care noi românii putem să ne mândrim în orice secundă.
Avem locuri frumoase și ar trebui să le exploatăm la maxim. Nu alunecă. Da.
Cum e? Cum vi se pare traseul? Sorry. It's nice? Yeah, it's very nice. Păi dacă e tunel. Da, mă, ce fain. Cum vi se pare? Mai ales că a fost săpat cu târnăcopul. Spectaculos. Vreo 7. Și toate au fost săpate cu târnăcopul. Pe aici își aduceau grânele, mergeau la moară cu grânele în spate. Și ca să nu mai colească muntele,